niște tipare. Și revin la ideea dinainte, suntem la 8-a tară de creație, ați fost atât de receptivi, nu mă așteptam ca la antologie să am 43 de scriitori, deci a fost o muncă destul de mare într-un timp foarte scurt. O să avem lansarea antologiei, cred că știți, la bibliotecă, în curtea interioară a bibliotecei, la orele 18. De aceea nici nu o să dăm de astăzi antologiile. Miercuri, la orele 18. Mâine dimineață la ora 10 avem deschiderea oficială a taberei de creație, unde probabil că o să vină și reprezentanții ai primăriei și mai știu eu cine o să binevoiască sau cine are receptivitate față din act, cei care au receptivitate față din act cultural. Și revin la, că eu sunt tot într-o paranteză, văd că, deci la 8-a tabără de creație, niciodată dintre scriitorii localnici n-au venit atât de mulți la o întâlnire. Plecăciune, dragii mei! Vă mulțumesc frumos! Sunteți, deja știu că sunt între prieteni, pentru că sunteți atât de mulți. Și n-aș vrea să... O să ne cunoaștem probabil toți între timp, n-aș vrea să trec mai departe și să predau domnul Emilian Marcu moderarea evenimentului, fără a-i mulțumi doamnei Constanța Bălașei Dodose, cea care m-a ajutat aici la, pe plan local, și cu treaba, și cu mașina, și cu contactul cu autoritățile, și cu multe, multe altele. Eu vă mulțumesc, eu mă retrag, domnul Emilian Marcu o să preia moderarea evenimentului, poate între timp... Nu știu cum a gândit domnul ăsta evenimentul, prezentăm revistele, prezentăm cărțile. N-am gândit spontan. Lucrurile nepregătite totdeauna sunt mai de calitate. Toate cele bune și ne vedem. O să aduc și un pahar de vin la fiecare, că îmi fac foarte multe treburi. E chestia asta, paharul cu vin, gata, mai liniștit. E de curaj. În copilăria mea, mă bucur, chiar mă bucur, acum mă bucur din toată inima, că dincolo de faptul că autoritățile locale sunt absolut fulminante prin reprezentare, drept pentru care le mulțumim de suflet că sunt discreți și nu vin să ne deranjeze. Dumneavoastră care sunteți scriitori din Brăila, ziariști, oameni de condei, ați venit din tot sufletul, cu toată bucuria și cu inima deschisă să ne întâlnim. Este o întâlnire absolut colegială, absolut prietenească. Considerați că toți faceți parte din acest mare univers al prieteniei, pentru că altfel n-am putea să fim aici, n-am putea să fim prieteni dacă n-am face parte din acest univers al prieteniei. Noi ne-am propus, să facem un dialog despre revistele literare, în primul rând literare, da? Dacă sunt și altfel de reviste, e foarte bine. Pentru a ne cunoaște, pentru a vă, dumneavoastră, prezenta ceea ce faceți, noi a recepta, și noi să vă spunem despre câteva reviste pe care le cunoaștem și noi de prin Iași și astfel să învățăm niște lucruri despre cum se face o revistă, despre ce dorim să se facă o revistă, ce fel de creație, nu spun literatură, ce fel de creație promovează una sau alta din reviste, ce tematică își asumă fiecare revistă, pentru că dacă una din reviste este o sumă de articole publicate sau nepublicate prin alte reviste, devenind un fel de album, de antologie, de almanah, nu și are nicio eficiență. Mă gândesc că revistele, cum ar fi acestea de aici, de pe masă, cum ar fi revista domnului Vintilă și alte reviste care o să le vedem, o să le primim, o să le ascultăm despre ele, dacă nu-și propun, așa cum spuneam, un tipar de revistă. Pentru că altfel ar semăna toate revistele între ele, numai că am schimba numele autorilor. Ceea ce nu cred că este o chestiune benefică. Ca să fim
Lucrăm sau... Așa zic tot. Pentru un cer. La rugit. Nu, am întrebat să văd dacă aveți. Aș vrea să știu, să-mi ridicați revistele ca să văd, să știu și mă orientez. Deci este vizibilă, doamna Lina Codran. Revista de istorie, literatură și umor. Asta o pot vedea la Ștefan acolo. Revista Surâsul Bucovine, revista de istorie, literatură și umor, editată de Cernacu Nexaiu din Vama Suceava. Așa se vorbește Ștefan. Așa. Și-a urcat altul la masă, prietenul de mâncare. Directorul acestei reviste este dr. Sorin Codlarciuc, Constantin Codlarciuc din Vama Iași, niciodată n-am știut de unde exact. El este din Vama, dar stă în Iași. Așa, domnia sa a făcut și două busturi în fața acolo la Bolna Rece, la noi, a lui Codreanu și a lui... Emilia Mara. Așa, este membru al Asociației Literare Păstorel. Două busturi de ale Nicoletei. Și această revistă Surâsul Bucovinei prezintă în general creațiile literare ale celor din Bucovina, dar sunt bineveniți și bine primiți. Chiar în comunicat domnul Mugrăsatu la ultime discuții cu domnia sa și cei care vor să trimită creații literare la... Cei cu talent și exact. Totodată vreau să vă anunț că sub auspiciile Cernacului Nectare va avea... Mă bucur, chiar mă bucur, acum mă bucur din toată inima că, dincolo de faptul că autoritățile locale sunt absolut fulminante prin reprezentare, drept pentru care le mulțumim din suflet că sunt discreți și nu vin să ne deranjeze. Dumneavoastră care sunteți scriitori din Brăila, ziariști, oameni de condei, ați venit din tot sufletul, cu toată bucuria și cu inima deschisă să ne întâlnim. Este o întâlnire absolut colegială, absolut prietenească. Considerați că toți faceți parte din acest mare univers al prieteniei, pentru că altfel n-am putea să fim aici, n-am putea să fim prieteni dacă n-am face parte din acest univers al prieteniei. Noi ne-am propus... ne-am propus să facem un dialog despre revistele literare, în primul rând literare, da? Dacă sunt și alte de reviste, e foarte bine. Pentru a ne cunoaște, pentru a vă, dumneavoastră, prezenta ceea ce faceți, noi a recepta și noi să vă spunem despre câteva reviste pe care cunoaștem și noi pe prin Iași, și astfel să învățăm niște lucruri despre cum se face o revistă, despre ce dorim să se facă o revistă, ce fel de creație, nu spun literatură, ce fel de creație promovează una sau alta din reviste, ce tematică își asumă fiecare revistă, pentru că dacă una din reviste este o sumă de articole publicate sau nepublicate prin alte reviste, devenind un fel de album, de antologie, de almanah, nu și are nicio eficiență. Mă gândesc că revistele, cum ar fi acestea de aici, de pe masă, cum ar fi revista domnului Vintilă și alte reviste pe care o să le vedem, o să le primim, o să le ascultăm despre ele, dacă nu-și propun, așa cum spuneam, un tipar de revistă. Pentru că altfel ar semăna toate revistele între ele, numai că am schimbat numele autorilor. Ceea ce nu cred că este o chestiune benefică. Ca să fim... lucrim sau... Așa zic tot. Pentru început. Aș vrea să știu, să-mi ridicați revistele ca să văd, să știu și mă orientez. Deci este vizibilă,
doamna Lina Codreanu. Nu sunt cu copilul, dar cu el. Așa, este membru al Asociației Literare Păstorel. Mă bucur, chiar mă bucur, acum mă bucur din toată inima, că dincolo de faptul că autoritățile locale sunt absolut fulminante prin reprezentare, drept pentru care le mulțumim din suflet că sunt discreți și nu vin să ne deranjeze. Dumneavoastră care sunteți scriitori din Brăila, ziariști, oameni de condei, ați venit din tot sufletul, cu toată bucuria și cu inima deschisă să ne întâlnim. Este o întâlnire absolut colegială, absolut prietenească. Considerați că toți faceți parte din acest mare univers al prieteniei, pentru că altfel n-am putea să fim aici, n-am putea să fim prieteni dacă n-am face parte din acest univers al prieteniei. Noi ne-am propus... ne-am propus să facem un dialog despre revistele literare, în primul rând literare, da? Dacă sunt și alte de reviste, e foarte bine. Pentru a ne cunoaște, pentru a vă, dumneavoastră, prezenta ceea ce faceți, noi a recepta și noi să vă spunem despre câteva reviste pe care cunoaștem și noi de prin Iași, și astfel să învățăm niște lucruri despre cum se face o revistă, despre ce dorim să se facă o revistă, ce fel de creație, nu spun literatură, ce fel de creație promovează una sau alta din reviste, ce tematică își asumă fiecare revistă, pentru că dacă una din reviste este o sumă de articole publicate sau nepublicate prin alte reviste, devenind un fel de album, de antologie, de almanah, nu și are nicio eficiență. Mă gândesc că revistele, cum ar fi aceste de aici, de pe masă, cum ar fi revista domnului Vintilă și alte reviste care o să le vedem, o să le primim, o să le ascultăm despre ele, dacă nu-și propun, așa cum spuneam, un tipar de revistă. Pentru că altfel ar semăna toate revistele între ele, numai că am schimbat numele autorilor. Ceea ce nu cred că este o chestiune benefică. Ca să fim... luptim sau... pentru început... Aș vrea să știu, să mi-a ridicat revistele ca să văd, să știu și mă orientez. Deci este Vintilă, doamna Lina Codreanu. Eu sunt cu copilul, dar cu el. Este revistă de istorie, literatură și umor. Asociație Literare Păstorel. Această revistă Sfântul Bucovinei prezintă în general creațiile literare ale celor din Bucovina, dar sunt bineveniți și bine primiți. Chiar am comunicat domnul Bugrăsatu la ultimele discuții cu domnia sa și cei care vor să trimită creații literare la... cei cu talent. Exact. Totodată vreau să vă anunț că sub auspicii Licenarului Nectarii va avea loc la Vama un festival de umor, umor fără frontiere în țara de sus. De creație umoristică. De creație umoristică, da. Păi stai că dacă nu era rară partitura mea, n-am învățat-o, dar trebuie să salvez aici, că fetița asta e și emoționată și tânără și nu s-o certată că cu bărbatul, ca să știe să țipe așa de așa că vedeți voi. Așa, deci pe data de 10, cu 7 septembrie, da, va fi acel festival la Vama, este unul dintre cele mai
frumoase festivaluri pentru mine, pentru că și eu sunt bucovineancă. Și este drag și sufletului meu acest festival de la Vama, născută chiar în Vama. Trecem la următoarea. Acum să vă spun următorul secret. Trimiteți materiale. Luați adresa de acolo, trimiteți materiale pentru că eu sunt în jur. Și le semnăm Emilian Marcu materialele, nu? Nu, nu le mai, dacă le semnați, greșiți, lăsați-ne semnați, că toată lumea va ști că sunt ale mele. Găsiți și regulamentul și adresa unde puteți să trimite la pe pagina de Facebook a Cenaclului Nectarie Vama, da? Și la mine. Și la Ștefana Cristina, da. Și la mine, dar e mai... Un alt scop al acestei întâlniri a noastră este următorul. De a vă cunoaște... Ați terminat-o cu revistele? Nu, 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 dar eu încă tot. Vreau și eu să zic două vorbe. Veți avea timp să vorbiți. Veți tot timpul din lume. Păi dacă stăm toată noaptea în urmă. Cine poate, cine nu pleacă la asta. Scopul acestei întâlniri este următorul. Să vă cunoașteți între dumneavoastră și să trimiteți materiale unul altea de a apărea în cât mai multe reviste. Este un lucru benefic, zic eu, să știți unde să trimiteți creații, să puteți apărea în cât mai multe reviste. Ăsta este, de fapt, scopul inițial pe care l-a propus doamna președinte Rodica Rodean, care ați văzut că spune, dacă știți, cerți cu soțul, vorbești tare. Da, nu cred că ăsta este un argument. De cealaltă parte a baricadei. Vreau să o invit pe doamna Petroaie, doamna profesoara Petroaie, care ne va prezenta succint o revistă școlară. Școlară, da. Pentru că să preiau ștafeta de la Cristina Ștefana. Mai tare! Doamna profesoară ca la catedră! Ca la catedră! No, dar vă mulțumim de română, s-a așa de mulțumit, să ferească cu mâna. Mai lăsați. Nu e adevărat. Excepțiile întăresc, cred. Da, eu o să vă spun câteva cuvinte despre revista școlii Ștefan Bârsănescu, revista școlii 15, așa cum era înainte vreme, care se cheamă Culorile cuvintelor și revistă care este apare semestrial de 7 ani. Revistă care în fiecare an a luat premiul întâi la concursul revistelor școlare, la faza județeană și la faza națională, promovată revista alături de toate revistele din țară. Copiii care colaborează la această revistă beneficiază și pentru premiul întâi, beneficiază de 2 locuri gratuite în tabăra de jurnalist de la Națională de la Muncel. Revista noastră se cheamă Culorile cuvintelor și dați-mi voie să vă citesc în loc de prefață o poezioară care se cheamă Taina cuvintelor. În lumea cuvintelor pot să fac ce vreau, pot să mă urc pe un colț de stea și să mă joc cu inima mea. Pot arunca alb năvod înspre visuri și să mă afund către perle în abisuri. Pot să stropesc cu pete de culoare și să obțin o divină floare. Pot să mă cred un meșter faur și să-mi doresc o cunună de laur. În lumea cuvintelor alerg spre himere, dar mă pot opinti printre stele. Pot zămisli slove neștire, șoapte de dor, clipe de iubire. Pot să mă pierd prin ceață și nori, să mă ridic, ori să cad uneori. În lumea cuvintelor, oare totu-i permis? Sau poate rămâne doar un amăgitor vis? Da. Da. Doamnă, avem o rugăminte. Autorul și vârsta. Autorul, eu sunt redactorul, coordonator al revistei.
Și aici, dacă o să vă uitați, sunt materiale, vă dau ca să vă uitați puțin. Nu, dar autorul poeziei. Poezie, deci, sunt eu. E doamna, nu-i un copil. Uitați-vă, vă rog. Ele sunt creația ale copiilor. Da, eu fac ceva pentru mine. Uite, așa cred că domnul Dujeniță se ne scoate din starea asta de melancolie și de filozofie politicească. Onorat auditor! Mai ce protocolar! Doresc să vă spun un lucru. Trăiesc un eveniment aniversar. Revista pe care am înființat-o, am botezat-o și am susținut-o, pe care se cheamă Book Look, a împlinit 10 ani. O revistă pentru o revistă. Mulțumainte! Pentru o revistă de umor înseamnă vreo 500 de ani, de asta cu tot așa. Special. Este o strategie de marketing ca să vă fac curioși să o căutați. Vreau să vă spun că este o revistă internațională de umor cu multă greutate, ajunsă cu multă greutate. Dar nu asta este problema. Vreau să vă spun un lucru. Să faci o revistă este un lucru extraordinar de ușor. Trebuie să fii dement și să ai o susținere materială. Bani. Eu sunt și am o susținere din partea unei bănci. Ea mă face să muncesc, să scot această revistă trimestru de trimestru și vreau să vă arăt și banca. Așa? Trimestru de trimestru aștept să-mi crape și capul, dar până acum am scăpat ceea ce vă doresc și dumneavoastră tuturor, dar nu înainte, pentru că mă uit la draga mea, colegă și prietenă, și văzând-o, mi-a venit o epigramă așa. O, Stella. Mie încă nu mi-a venit, dar... Eu sunt mai năvârleos așa, mă, și de gău. Am un scorpion acasă, știu ce puteți. Iubito! Doamna Stella, da, lunar vine, lunar da. Vine. Pensie. Da. Iubito, o simt că întineresc. Iar părul meu, alb, rar și vechi, e negru acum de-l privesc. Deocamdată în urechi. Nu vă așteptați, că vă întreb următorul lucru. Bun, ați spus că trebuie să îndeplinesc două condiții. Da. Una. Prima, o îndeplinesc în mod... Doamne, la mine sunt... Bună, asta am vrut să aud. După ce m-am dat toată viața, ce mai... Clătinerele sunt proaște. După epigrama asta, o săptămână dormi singur. O revistă foarte, foarte tânără. Foarte tânără, adică la numărul 2. Așa. Liter Club, care apare la Huș, dar apare la Huș pentru că acolo locuiește, trăiește, viețuiește familia Codreanu și în special persoana care se ocupă de această revistă este prietena noastră Lina Codreanu. Ea a gândit, a conceput, a luptat să scoată o revistă care să editeze o revistă, nu-mi place cum spun, am iertare. Să editeze o revistă, tot manifest, care este o revistă format atipic. Sau dacă vreți, format bilete de papagal. E o revistă cum nu se mai publică în zilele noastre în această țărișoară. Este o revistă care cu adevărat cultivă valorile zonei Huș, Vaslui, Bârlat, din când în când mai scapă și Tuneșea, dar cel mai mult s-a axat această revistă pe
valorificarea scriitorilor din acea zonă, scriitori care există din abundență acolo, ca și aici, de asta și dumneavoastră a trebuit să faceți la Brăila. Același lucru, să scoateți în evidență valorile de aici, așa cum face și doamna Lina Codreanu. Sigur că ar putea să pară la o primă, privire, fugare, o revistă de familie. Ceea ce nu-i rău. Nu-i rău absolut deloc. Dar această revistă de familie reușește să depășească granița localismului creator, devenind o revistă cu caracter național. Pentru că fiecare dintre scriitorii care sunt prezenți în această revistă sunt ei înșiși capitol de istorie literară. Lina Codreanu. Revista noastră a pornit de la gândul că în zonă sunt patru familii și fiecare familie are câte un scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor. Este vorba despre familia Teodor Praxiu și Ioan și Dana Ouatu, Teodor și Lina Codreanu, Livia și Petrușa Andrei, Elena și Ion Gheorghe Pricop. Toți opt, deci cele patru familii, au membri profesori de limba și literatura română. Ne-am orientat spre o revistă, nu neapărat cu caracter local. E adevărat că este boboc în felul ei, că încep numerele 3-4, ne-am propus să apară o dată pe trimestru, deci e răgaz pentru mai mult, mai subțirică, mai grăsuță ulterior, ea cuprinde, în genere, rubrici pe care le găsim și în alte reviste. Editoriale, proză, poezie, critică și estetică literară, cercetare, schimburi amicale, epigrame, schimburi vesele de versuri, conexiune, adică o cronică a întrunirilor de club, va apărea evident și întrunirea de aici, pentru că vrând nevrând, cele patru familii merg la fel de întruniri culturale, în genere întruniri literare. Un spațiu bine ocupat este al poeziei, reprezentat spațiu de Ion Gheorghe Pricop și Dana Ouatu și nu numai, și din Iași sunt câteva nume care au publicat. De asemenea, proza și ce aș putea să mai spun, un număr, o rubrică specială pentru domnul Teodor Codreanu, Însemnări cu ștaif. În altă ordine de idei, pot să vă spun că e deschisă tuturor. Adresa este, ca să o citesc de aici, literclub2016@gmail.com. Deci așteptăm de la dumneavoastră colaborări, indiferent din ce zonă ați fi. Nu este o revistă care să apară la Huș. La Huș, să știți că apar 5 reviste în afară de aceasta, chiar dacă este cea mai estică parte a Europei. E un centru de cultură de pe timpul lui Cantemir, să spunem. Prin episcopie a beneficiat de o răspândire extrem de generoasă a culturii. Da. Avem și dicționare ale personalităților cușene și tindem să îi facem cunoscuți pe cei care merită. De aceea, numărul 2, de exemplu, stă sub semnul lui 70. De ce? Pentru că 70 de ani a împlinit și Teodor Praxiu și Petruș Andrei, dar și 85, e vorba despre oenologul Avram de Tudosie, nume celebre. Numărul următor este dedicat poetului Ion Alexandru Angheluș, de la a cărui dispariție am pe 19, l-am comemorat, 30 de ani au trecut de atunci, și care va constitui punctul central al următorului număr. Vă așteptăm cu colaborările, vă citim
pe internet sau atunci când ne vine sub cu hârtie tipografică revista, o le citim cu interes. Un nume pe care l-aș spune, nu mai zic de domnul Bujeniță, de doamna Diana Vrabie, aș spune că am citit-o în revista Limba Română cu un articol despre literatura de frontieră. Vă citim, vă apreciem, să fiți sănătoși, să ne mai întâlnim! Acum, primind palmele doamnei Lina Codreanu, pot să continui, că eu am spus că e o revistă oarecum, dar nu familia. Asta e începutul. Nu, am spus. Familiile. Da. Întotdeauna după ce a vorbit domnul Bujeniță atât de frumos și a spus o epigramă cu țintă precisă, vreau să-l ascultăm pe alt prieten al nostru, deja putem să-l considerăm prietenul nostru pentru că este la a doua manevră, la a doua aventură de tabără. E prima? Eu consider că e a doua. Da, e vorba de Florin Dochea, care și el vine dintr-un, nu dintr-o capitală culturală, nu dintr-o metropolă culturală, cum ne-am obișnuit noi să credem că revistele, marile reviste, sunt numai acolo unde se consideră că este buricul pământului. Să știți că pentru fiecare, buricul pământului este acolo unde locuiește el. Buricul pământului este acolo unde este efervescența cea mai mare creatoare. Și la Câmpina consider eu că este un punct foarte pronunțat de creație literară și de manifestări culturale de mare amploare. Florin Dochea, poet, critic, eseist, dedulcit la franțuzisme, știe să... Nu mai sunt ceodată. A greșit la franțuză aici. Bine că m-am oprit. Vine și ne prezintă două reviste ale sale, pentru că nu sunt ale altcuiva. Aceste reviste, în fond, haideți să fim cinstiți și corecți. Fiecare din aceste reviste care au fost prezentate până acum, aceste două pe care vi le va prezenta Florin Dochea, sunt contribuția strictă a unui om. Pentru că dacă n-ar fi fost acel om care să știe să-și aducă alături niște colaboratori cu care să urnească acel bolovan pe care îl propunea moșul în roată lui Cuza Vodă, nu s-ar fi făcut acea revistă. Și la Huș, Lina Codreanu a fost cea care a pus umărul să împingă acel bolovan, acea inerție. La Brăila, Mihai Vintilă. Noi discutam despre revista asta. Scuze, deci revista n-apare la Brăila, apare la Siriștea. Deci, nici măcar nu-i din orașul Brăila, e de lângă Brăila. Hai mă, nu te mai dau. Și nu-i ales degeaba localitatea. Nimeni nu este perfect, vă spun eu. Da. Nici eu fost perfect, le știu toate. Dar noi discutam anul trecut, era o fază absolut incipientă a revistei, acum a evoluat foarte frumos și mă gândesc că anul viitor, peste 2 ani, peste 10 ani, peste 100 de ani, va arăta altceva. Absolut foarte bine. E normal. Să-l ascultăm pe prietenul nostru Florin Dochea, să ne spună câteva gânduri despre reviste, despre ce-și propune și mai ales despre struda pe care o săvârșește să apară această...
E vorba de revista nouă. Și Urmuz. Și Urmuz. Reviste cunoscute, de altfel, în arealul revuistic românesc. Așa că lui nu îi revine sarcina decât să vă spună că vă mulțumește că știți de tot. Eu scot niște reviste vechi. Celelalte sunt reviste noi. Așa. Ale mele vechi. Dar asta numește revista nouă. Chiar dacă asta se numește revista nouă, ea e veche, pentru că a scos-o Bogdan Petricecu HD-ul de la 15 decembrie 1887, timp de 30 de numere. Și noi am preluat-o după o încercare în anii 70 a lui Nicolae Manolescu și încă un grup de a scoate revista nouă, care s-a concretizat în 30 falturi. Nu știu cine mai are, probabil cineva dintre cei care stăteau atunci revista voi au vrut să o scoată la ploiești. Poate că mai are vreunul din acele falturi, nu s-a aprobat. Am mai vrut să o scot eu în 1985, după un an de zile, comitetul de partid m-a anunțat că nu se poate și nu mi-a returnat dosarul cu revista. În 1990 am scos în sfârșit seria a doua. Două numere, că două numere, pentru două numere erau bani la Comitetul de Cultură și contabilul de acolo a zis, Florine, scoate revista aia, că mai avem niște bani la tipărituri. Aia erau bani. În 2000 am scos-o ca supliment al unui săptămânal, supliment lunar al unui săptămânal generalist câmpinean și din 2004 apare această serie a patra, timp de 13 ani. Seria a patra a revistei, socotind seria întâi cea a lui HD-ul. Nu facem decât să urmăm în mare parte programul revistei pe care a scos-o HD-ul, după ce s-a certat cu Macedonski, care ar fi trebuit să o scoată. E o istorie întreagă și o istorie frumoasă. Nu e așa de groasă cum o scotea HD-ul. Are mai puțin din ceea ce socotea atunci că este nevoie să facă HD-ul, adică partea de etnografie, de educarea poporului, de sociologie. Este o revistă de azi. Am preluat titlul și o facem împreună cu prietenii de-ai noștri din toată țara. E o revistă care se realizează la Câmpina, nu este o revistă locală. Cealaltă revistă însă este tot o revistă veche, că e de la 1928. Ea a apărut inițial, e al treilea an de apariție. Primul an de apariție a apărut în formatul originar acesta, deci un B4, așa cum a scos Joe Box a 5 numere din ea la Câmpina și din care se mai găsește foarte greu. Din cele 5 numere, foarte greu. Acum 2 ani, la o licitație, numărul 1 din revista Urmuza lui Joe Bogza, a apărut la 15 decembrie 1927, de fapt, dar pe ea scrie ianuarie 1928, a pornit licitația de la 800 de euro. Ea are 4 pagini așa, deci mărimea asta, 4 pagini. E greu să mai citești. Eu am scos anul ăsta o ediție anastatică a revistei. Cred că am în cameră, cred că am câteva numere cu mine, că e cam incomod așa de cărat. Dar dacă luăm legătura... Numerele le dați în cameră? Sau? Da, rând pe rând. În fața camerei. Lista o fac eu. Scrie la mine, tariful fixăm. Domnul Florin îmi face fixit. Aerul condiționat e compris. Am scos această revistă acum 3 ani în cadrul unui program împreună cu Biblioteca Municipală Dr. Constantin Istrati, un program numit Campania de Pedagogie a Lecturii. Campania de Pedagogie a Lecturii a fost în anul acela. Nu s-a mai făcut, pentru că, nu cum zicea, ca să citez un înaintaș, orice faptă bună nu rămâne nepedepsită, orice lucru care merge bine trebuie neapărat desfințat. Și atunci am preluat eu însumi această sarcină.
am făcut-o la jumătate și am dublat numărul de pagini, deci are 48 de pagini, din considerente financiare, pentru că așa se tipărește la o mașină și costă 1700 de lei, 150 de exemplare, așa mă costă chiar mai puțin de jumătate la niște prieteni tipografi. Dar am păstrat toată structura. Este o... am luat dintr-unul din numerele lui Joe Bogza această subtitlu, vitrină de artă nouă. El dădea la fiecare număr, e parcă altceva. Ai revistă la Avangardă, bai, am luat vitrină de artă nouă, sună frumos așa. I-am stabilit o structură foarte strictă. Prima parte, prima jumătate a revistei sunt texte despre poezie, deci cronici și recenzii, eventual un eseu despre poezie și, și poezie originală. Partea a doua a revistei sunt arte poetice, traduceri arte poetice ale unor autori străini și poezie, traduceri din literatura, din poezia internațională. Jumătatea e dedicată artelor vizuale, e revistă de poezie și arte vizuale. Aici avem o cronică a unui despre un artist plastic, ale cărui lucrări sunt la într-o revistă și pe coperți. Scoatem, în primul an am scos 12 numere, desigur, o dată pe lună, după aia am constatat că, ca și la revista nouă, de altfel, am constatat că ăla care le face nu prea are atâta putere să facă lunar chestia asta. Nu numai să le facă, să-și adune textele, să le și prelucreze, să le citească. Și atunci o scoatem de 6 ori pe an și aceasta e afară de 6 ori pe an. Este o vitrină de artă nouă, adică a mileniului acestuia, din punctul de vedere al textelor originale. Traducerile sunt din poezia lumii, de cât putem să ne ducem noi în trecut și de până mâine. Adică publicăm și traduceri din poezii care sunt din poezii care s-au scris chiar prima dată. Adică autorii străini, prieteni de-ai noștri care ne trimit poezie scrisă special în limba proprie pentru revista noastră. Nu se întâmplă foarte des, dar se întâmplă destul de des ca să nu ducem lipsă de material. Desigur, nimeni nu primește niciun ban pentru treaba asta. Ba unii mai dau. Așa. Și mă bucur foarte mult și le mulțumesc întotdeauna prietenilor mei, celor la care fac traducerile, pentru că sunt niște foarte buni traducători, în general sunt și poeți, poete în special. Sunt cadre universitare, nu profesori universitari, pentru că au totuși în jur de 30 de ani și abia sunt cel mult conferențiar de limba engleză. Colaborăm și cu niște cluburi de traduceri de la Universitatea din București și verificăm foarte bine traducerile. Când mă enervez, mă apuc și traduc și eu din diferite limbi europene, de dragul de a traduce. Mi-aduc aminte că am fost corijent în clasa 11 la rusă. Nu, am fost corijentul la rusă din liceu, pentru că nu aveam nume, eram corijentul ăla la rusă. Rămâi corijent la rusă. Mie mi s-a întâmplat și mi-a prins foarte bine că mai țin și acum aminte versuri din Evgeni Onegin și îmi place să citesc pe Mandelstam în original, care sună extraordinar. De exemplu, așa, sau pe Senin, mă trec și acum Fiori, aducându-mă aminte ce muzică extraordinară este acolo și la unul și la celălalt. Asta fac eu deocamdată până la sfârșitul acestui an. Deocamdată la anul vom vedea, până în 2069, când ne aspiră cartea de identitate, sper să mai am putere să o fac. Pot să vă pun două întrebări? Aici a spus editor biblioteca. Cu ce vă ajută biblioteca? Cu biblioteca o scoatem. Prima dată biblioteca a finanțat-o. Deci biblioteca am obținut banii prima dată. Ea este revista, aceste două reviste sunt reviste înscrise în Registrul Revistelor Naționale, au ISSN,
Și atâta vreme cât ISSN aparține bibliotecii, ISSN. Aparține bibliotecii. În al doilea rând, Liliana Aine, directoarea bibliotecii, care este acolo director, ea și traduce. Deci face și biblioteca. Este de fapt într-un fel revista bibliotecii, chiar dacă... Deci să înțeleg că ați inventat o nouă formulă, prima revistă în leasing, nu? Da, putem spune și așa. Eu vreau să vă pun alte întrebări. Primul, am observat că în ultimul, din ce în ce mai des folosiți numere duble, scoateți numere duble, pentru Urmuz în special. Da, asta era prima întrebare. Și vreau să vă întreb dacă... E obsesia mea, ca asta. Nu, dacă e din motive financiare sau din motive de a aduna informația și de a aduna poezii la un nivel pe care am observat că îl țineți destul de ridicat de mult timp. Adică e greutatea de a duce colaboratori de nivelul care îl doriți dumneavoastră sau... greutatea de a reface eu. Deci pur și simplu... E problema fizică. Nu pot să fac... Trebuie să le fac pe amândouă, îl fac în două luni. Mai am și eu de făcut și... Da, mai trebuie să și trăiți. Trebuie să fac și cărți. Și vreau să vă mulțumesc că am observat că destul de prompt, de la apariția ei, cu toate că e o pierdere financiară pentru editor, dumneavoastră oferiți această revistă în mod gratuit în format electronic. Eu recunosc că o citesc în format electronic de câțiva ani. Primim litera 13 la Casa de Cultură încă vine la Casa de Cultură. Da, știu, pentru că o trimis și în format tipărit, pentru că e un motiv... Eu am fost directorul Casei de Cultură din Câmpina până 30 martie anul trecut. Am înțeles. Acum sunt, după cum bine am spus, domnului Bujenic, sunt pensionar. Deci aveți mai mult timp. Sunt pensionar, nu-mi pasă, ce-mi pasă, stau cu nora mea în casă, ea e în concediu postnatal, eu în concediu premortal. Epigrama e de Sasha, deci da, nu e. E pastișul. Epigrama de Sasha, o epigrama de la... Fără să știe, a dat un răspuns la o întrebare care nu mi s-a pus, dar la care eu răspund. Da. Pentru că așa se întâmplă, ca la Radio Erevan. De ce nu public eu nicio revistă de aici, din astea care au fost prezentate? Pentru faptul că nu mai sunt obișnuit să lucrez gratuit. Puteți lucra pe datorie, deci nu e. Pentru că vrea sigura lui să mănânce. Da, da. Am înțeles asta, toată lumea trebuie să și trăiască. Din iarna trecută am făcut la Câmpina o asociație pentru că trebuie să fac ceva. Da, ca să poți să ai acces. Ca să te miști într-un fel, Societatea Scriitorilor Bacoveni, sunt președintele ei, deci mai am și treaba asta să mai fac. Și prin Societatea Scriitorilor Bacoveni organizez diferite manifestări culturale. Cine se uită pe Facebook de evenimente organizate la Câmpina sau la Sinaia, mai ales la Sinaia, vara, sunt organizate de mine, cu 2-3 prieteni ai mei. Că așa cum știe toată lumea, dacă vrei să faci o treabă, pui un om. Vrei să o închizi, nu mergi o comisie. Un om care aveți acolo în urmări prin text, și o prieten pe Facebook, domnul din Sinaia. Cu domnul Codruț Radi, sigur, împreună cu Codruț Radi, facem foarte bine. Vă invităm cu acest prilej. Fără să mă cunoaște. În perioada... Nicio problemă. Eu am trimis tuturor prietenilor mei, unii mi-au zis, știi, nu prea poți să vin, că 3.000 de kilometri până la voi. Că sunt prieteni de ai mei. Cu toate că ajungeau mai repede, poate, decât noi de aici. Australia, Noua Zeelandă, Canada. Mi s-a întâmplat. Zice, nu pot acum, zice, abia la anul am programat să vin eu. Da. M-a ajuns mai greu la Sighetul Marmației. 45 de ore cu... Avem primul eveniment mai mare, este cu prilejul Salonului de Carte și Muzică de la Casinoul din Sinaia, unde vom avea sâmbătă, în afară de celelalte manifestări, sâmbătă 13 august, maratonul poeziei. Toată lumea vine și citește, cine vine, desigur, citește. De obicei durează 3-4 ore.
este, va fi la sala Ferdinand. La sala Ferdinand se face intrarea prin cafenea. Deci cine vrea să-și ia cafea, da acolo. Și timp până ne săturăm și facem o burtă de poezie și muzică. Fiind târțe și cărți oferite spre vânzare, de obicei nu prea acceptăm cu acest prilej să facem cadouri la maraton, deci cine vrea să-și facă, să-și dea în dar cărțile de personal. Standul este cu vânzare. 5 lei, 10 lei sunt chestii, dar nu. Cum zicea domnul atras de doamna președintă, cu acel prilej toată lumea trebuie să știe că orice costă. Și atunci cartea costă ceva. Și revista asta o rămâne, veți vedea că scrie pe ea 2 lei. Scrie 2 lei. Nu e gratuit. Chiar dacă noi băgăm niște bani în ea. Cine se simte în stare este invitatul nostru să colaboreze la revistele astea și la revista Ormuz. Permiteți o observație. Cultura se promovează și se vinde totuși suficient de ieftin și modest, ținând cont că un pachet de țigări costă 14 lei. Sau chiar 15 lei. Depinde ce fumezi. Sunt vechi în... Sunt vechi, domnule, când zicea Caragiale. Suntem convins. Sunt convins. Altă revistă. Consider că despre reviste, despre cele care urmau... Eu am aici, am adus aici niște reviste. 2 lei. 2 lei. 2 lei. 3 lei. Consider că despre revistele care s-au anunțat, s-a vorbit. Acum o să trecem la... Bani, lasă bani. O parte a doua. Cum arată, dar stai și tu doar. Despre câteva cărți. Câte una să se întâmplă. Mai aici, mai aici domnul Matei care vrea să vorbească despre o revistă. Da. Nu, am eu domnul Virgil, eu domnul. Domnul Matei. Revistă, da? Păi nu, te încadrăm... Nu, am crezut că vreți să vorbim despre o carte, de asta am lăsat mai târziu. Nu, mulțumesc. Vă rog să spuneți. Doamna Stella Șerbu, cum zic eu de obicei, că nu știu cum să încep, nu? Dacă nu știți cum să începeți, nu mai sunteți interesant. Așa e? Dar așa am mai zis odată și mi-a zis din sală, începeți, domnule, cu începutul. Și încep cu începutul, dacă tot e vorba. Și începutul e în felul următor. Dați-mi voie, în primul și în primul rând, să mulțumesc pentru tratație, deci pentru acel pahar de vin, care mi-a dat oarece curaj și entuziasm și așa, ca să pot să vorbesc în fața unei asemenea adunări selecte și nu exagerez, nu e deloc exagerare, așa. Și mă gândesc acum, după ce am înțervit acel par de vin și am căpătat curajul de care vă spuneam, că Fănuș Neagu, spre exemplu, avea vreo 5 calități pe care le atribuia vinului, dintre care două sunau în felul următor. Să fie mult, acum a fost cât a fost, mulțumim și pentru atât, așa, și să fie moacă. Moacă este, deci se încadrează. Așa. Bun, acestea fiind zise, aș fi dorit, domnul moderator, aș fi dorit să vorbesc după doamna, această doamnă simpatică de aici, de lângă mine. Nu se poate, sigur, dumneavoastră moderat, corect. Deci aș fi dorit să vorbesc după dumneavoastră. Pentru că dânsa a vorbit de o revistă școlară, deci o revistă a unor tinere talente, deci a unor copilași care încearcă și ei și bat la porțile, vorba aia, afirmării literate. Eu sunt în cealaltă extremă, respectiv, reprezint aici în fața dumneavoastră un club al seniorilor, și anume Clubul Seniorilor din Brăila, care club ființează de foarte multă vreme, cu statut, cu personalitate juridică, cu tot ce doriți dumneavoastră și care scoate de la începutul său acest club și am ajuns la numărul 50, omagial pe care l-am scos lunile trecute, o revistă, Vocea a Treia.
o revistă care este a acestui club al seniorilor din învățământul brăilean, o revistă care apare trimestrial, o revistă la care am acceptat colaborări și extra profesionale, deci nu numai neapărat din învățământ, ba mai mult decât atât, aș dori să vă spun că în această revistă a noastră au semnat și personalități de peste graniță, și anume poetul George Philip din Canada, care cu consecvență ne-a trimis creații literare, poezie în mod deosebit, care a apărut în această revistă. Și aș dori să închei acest mic expozeu, această mică prezentare, spunându-vă că acest club al seniorilor din Brăila, împreună cu Asociația Pro Basarabia și Bucovina și Cultul Eroilor din Brăila, am propus primăriei municipiului Brăila în 2008, când Brăila a fost gazda unor personalități de excepție, și anume a poetului Grigore Vieru și Anatol Codru, care au avut spectacole la Teatrul Maria Filoti și cu care prilej noi, împreună cu cele două asociații de care vă spuneam, am propus primăriei municipiului Brăila să li se acorde titlul de cetățean de onoare al Brăilei. Ceea ce s-a întâmplat și la al doilea spectacol care a fost prezentat de Teatrul Alexei Mateievici din Chișinău, un teatru poetic prezentat la Teatrul Maria Filoti, s-au atribuit aceste diplome de cetățean de onoare celor doi poeți, Anatol Codru și Grigore Vieru, pe care, din păcate, i-am pierdut dintre noi, au trecut în stele. Vă mulțumesc pentru atenție! Sau un drept la replică frumos, pentru că domnul profesor, nu? Da. Domnul profesor a spus despre clubul seniorilor. Eu vreau să spun că într-o altă revistă, care este a Ligii Scriitorilor din România, filiala Iași, am inițiat de vreo câțiva ani o rubrică în care promovez tinerele talente, copiii de la școlile din învățământul preuniversitar, și se cheamă cu juniorii scrisului pe urmele seniorilor. De asemenea, pentru că a pomenit, revista este Moldova Literar. De asemenea, domnul profesor a pomenit despre Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina. Este aici și doamna Vrabie. La Iași este o revistă care se cheamă Dor de Basarabia și care este condusă de domnul profesor universitar Ion Berghea, în care promovează activitatea literară și nu numai, viața românilor de la noi și de dincolo și a copiilor, și promovează și literatură și tot felul de literatură, de la poezie, epigramă, proză, articole politice, mă rog, de substanța aceasta pe care dumneavoastră o știți, referitoare la ceea ce se întâmplă astăzi în viața noastră. Deci, colaborăm la mai multe reviste, dar peste tot, așa cum ați văzut și revistele școlare, se scot cu bani proprii, cu muncă proprie, fără niciun fel de aport în fața nimănui. Efectiv, este munca noastră, a profesorilor, a celor cărora le place literatura și le place să ne facem cunoscut actul de cultură. Eu voiam doar să anunț, să fiu scurt, colega o să spună, să-mi dea replica imediat. Casa de ajutor reciproc a pensionarilor Ana Aslan din Brăila, care, zic eu, este cea mai numeroasă din țară, peste 46.000 de membri. Ce să spun, un cenaclu literar nou înființat, intitulat Casa Speranței, chiar acum două săptămâni, o bună parte din
cei prezenți aici, dintre scriitorii și poeții brăileni, sunt prezenți și în rândurile acestui cenacul. Ne-am propus, ca și colegii noștri, ca și toți cei prezenți aici, să promovăm cultura. Cultura în toate celulele sale, să spun, de la poezie, la proză și la muzică, la nu neapărat la poezie și... am început printr-un număr constitutiv, să spunem așa. Mă bucur că aici sunt și colegii mei epigramiști, cărora, zic eu, chiar acum le-aș da cuvântul. Mulțumim tuturor organizatorilor, în special doamnei Rodica. Îi mulțumim pentru dragul nostru coleg de la Câmpina. Bineînțeles că nu pot să-mi țin gura, de asta sunt umoristă. Florin Dochia, traducătorul. În toate sunteți așa de drept sau? Traducătorul. Te ascult atentă și mă mir. Ce orator, cât te admir. Cu mine o vorbă aș vrea să schimbi. Ca așa ce te pricepi la limbi. Membrana a cenacului Ștefan Tropcea. Epigramă. Ar trebui să-i ofer o replică, doamne Stella, dar mă abțin. Da, n-am fost pentru tine. Nu, mă abțin. Haideți să... Nu, că picatul meu e zob, așa cum zic. Dacă... Întreb dacă sunt autori de cărți aici. Și sigur sunt, dar care sunt dispuși să ne prezinte pe scurt cartea domniei sale, fiecare în parte, să se înscrie la cuvânt, să vorbească două, trei propoziții, nu mult, că nu povestim cărțile. Așteptăm finalul. Da, doamna președintă. Pentru că până vă pregătiți cărțile, cer scuze, imediat, o să intrați cu cărțile, când să pregătiți cărțile și pentru că este așa de cald. Da. Și să ne dezbrăcăm. Și este așa de cald. Avem aici un tânăr literatură sau un aspirant, așa că șoptește acolo colega mea, care vrea să vină totodată cu o înghețată. N-a publicat nimic, vrea să publice. A venit în cercul nostru să vadă dacă îl... Vă rog să nu-l dezamăgiți, să-l aplaudați! Da, e bună! Deci eu asta o poezie urmă. Da, pentru faptul că s-a servit vin... Domnul Mihai de la... Pentru faptul că trebuie să ne răcorim, am să vă citesc o poezie care se numește Înghețata. Ea este stilul clasic, nu este stilul modern, dar este puțin umoristică. La vatra Dornei pe un ger cumplit, cum fusta nu acoperea genunchii, o fată aștepta omul iubit și tremura de frig din toți rărunchii. Cum încă mai era ființă vie, ea se gândi că tocmai ferbințeala, cu cel iubit dacă va fi să fie, din trup va alunga plăcut răceala. Iubitul ei întârzie cam mult, ea albă ca o foaie de hârtie, dacă mai speră cald un așternut, el trebuie să o găsească vie. Într-un târziu apare el, anume, gândind că fata este onorată. Ea, tremurând de frig, fira vă-i spune, nu ai dori să guști o înghețată? El, prins în offside de așa primire, de întrebarea cel puțin bizară, răspunde spre a face lămurire că tocmai a servit cafea amară.
Eu nu știu ce a fost între cei doi, dar se aude totuși pe șoptite că înghețata s-a topit de sloi la o cafea amară cu ispite. Aceasta este o înghețată care ne-a încălzit. Vai să nu credeți într-o ispită. Da, continuați, domnule. Cineva vrea să prezinte vreo carte, să spună ceva despre cartea proprie? În cazul ăsta, sunteți mult mai operativ decât mă așteptam. Sunt din modestii, sunt din modestii. Da. Nu obișnuim să răudăm cărți. Să trecem la vinul care l-a promis doamna Rodina. Sunt critica să-l aude. E la rece. Numai asta am reușit să trecem. Că timp a fost cu acum să socializăm, dar pe ce? Pe apă, pe uscat.